Domnilor, bine v-am regăsit aici la Guvernul Republicii Moldova. Continuăm briefingurile săptămânale în care informăm despre cele mai importante decizii care sunt adoptate de către executiv, dar și alte noutăți pe care le prezentăm în forma conferințelor și răspundem la întrebările colegilor jurnaliști care au venit astăzi la Casa Guvernului. Astăzi pe agenda avem următoarele noutăți, deci mă voi referi la cele mai importante decizii adoptate în ședința Cabinetului de Ministri, după care voi veni cu actualizări, la fel cum v-am obișnuit deja, pe procesul de organizare a adunării Moldova Europeană, dar și a acelui de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, care va fi găzduit de către țara noastră, după care voi fi bucuros să răspund la întrebările jurnaliștilor. Doamnelor, domnilor, ne urmăriți pe toate platformele Guvernului, Ministere, dar și autorități publice și totodată astăzi a avut loc următoarea ședință de guvern prezidată de prim-ministru Dorin Recean. Au fost adoptate 14 proiecte, dintre acestea au fost 3 legi, 10 hotărâri de guvern și unele aspecte legate de proceduri și remanieri. Deci la capitolul hotărâri adoptate vreau să încep cu faptul că țara noastră va primi 5,6 milioane de euro pentru prelucrarea deșeurilor solide. Este un alt suport financiar care vine în beneficiul programelor implementate pentru cetățeni. Guvernul a aprobat acordul de grant dintre țara noastră și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru a realiza proiectul care se numește Deșeuri Solide în Republica Moldova. Resursele financiare alocate vor fi direcționate spre raioanele Ungheni, Nisporeni și Călăraș. Respectiv, este o veste excelentă pentru cetățenii care locuiesc în regiunile respective. Acest grant va fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii necesare gestionării deșeurilor municipale, de procurarea unor echipamente specializate, dar și îmbunătățirea unor procese care sunt legate de utilajul indispensabil în procesul de colectare a deșeurilor. Perioada de implementare este cuprinsă între anul curent 2023 până în anul 2027, iar termenul de valabilitate a acordului este de până la 15 ani, cu o perioadă de grație de 4 ani. Acordul de grant, vă reamintesc, a fost semnat anterior la Chișinău, pe data de 30 martie 2023. Aici vreau să fac o remarcă personală. De fiecare dată când sunt proceduri care vizează granturi, acorduri sau finanțări care sunt oferite Republicii Moldova, deseori acestea sunt explicate pe etape. De exemplu, anunțul nemijlocit al asistenței, după care procedurile interne și a nu se crea senzația că aceste sume, de fapt, sunt repetate de fiecare dată. De fapt, vorbim în multe cazuri despre aceeași sumă care este alocată, doar că urmarea trecerii procedurilor legale, ea este menționată în spațiul public. Următoarea decizie în cadrul executiv a vizat programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023. Anul acesta, Biroul de Reintegrare a preconizat 15 milioane de lei alocate pentru finanțarea a 26 de proiecte în perimetrul zonei de securitate. În acest sens, executivul a aprobat programul activităților de reintegrare a țării. Lista urmează a fi finanțată și este disponibilă, de fapt, și în nota informativă pe pagina gov.md. Au fost selectate 11 proiecte de dezvoltare și modernizare a instituțiilor din sistemul educațional, vorbim aici despre școli și grădinițe, 7 proiecte de reparație și dotare a edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare, vorbim aici despre primării sau case de cultură din localitățile din zona de securitate, 7 proiecte de amenajare a zonelor de agrement și altor spații publice, precum și un proiect de acordare a suportului financiar pentru asigurarea activității Delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Amintim că în ultimii ani, din 2011 până în 2022, au fost implementate 12 programe în total care vizează activitățile de reintegrare a țării, cu realizarea peste 518 proiecte în valoare totală de 160 de milioane de lei, având drept obiectiv soluționarea problemelor stringente din zona de securitate și, cel mai important, să contribuie la obiectivul comun al reintegrării Republicii Moldova și sporirii încrederii a malurilor de Nistru. Un al treilea proiect care a fost aprobat astăzi în ședință de guvern se referă la o asistență economică care va fi oferită din partea Japoniei. Deși departe geografic, Japonia este un partener care ne ajută de fiecare dată atât în
agenda noastră de modernizare europeană, cât și în cadrul unor proiecte comunitare concrete pe care le cunosc cetățenii din toată țara. Astăzi vorbim despre faptul că Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial în valoare de 100 de milioane de dolari pentru realizarea proiectului Politici de dezvoltare pentru redresarea economică. Ce înseamnă asta? În primul rând, un credit preferențial înseamnă condiții extrem de avantajoase pentru țara noastră. Respectiv, acești bani vor fi utilizați pentru a susține reformele și politicile guvernului în sporirea rezilienței și competitivității țării noastre, în susținerea unor afaceri, în susținerea comunităților locale. Suma urmează să fie recepționată prin intermediul unei agenții specializate, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, urmând a fi debursată pe parcursul anului curent după intrarea în vigoare a acordului. Ca să anticipez o întrebare de la colegii jurnaliști, această asistență a fost anunțată de Guvernul Japoniei într-un context mai larg, în care autoritățile de la Tokyo sprijină regiunea noastră, în special Ucraina și Republica Moldova, profund afectată de războiul injust al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Și această decizie de a acorda țării noastre un împrumut concesional a fost anunțată în cadrul conferinței liderilor G7 din 24 februarie și continuă de fapt o politică consecventă de susținere a țării noastre de către autoritățile de la Tokyo. Reamintesc, acest suport financiar va fi oferit în condiții privilegiate pentru o perioadă de 40 de ani, inclusiv pentru o perioadă de grație de 10 ani. Acestea au fost cele mai importante decizii adoptate în ședința de guvern. Pentru toți cei care ne urmăresc și doresc să cunoască mai pe desfășurat agenda executivului, puteți găsi pe pagina gov.md informații detailate, notele informative și celelalte proiecte adoptate în ședința de guvern. Cum v-am obișnuit și data trecută, vreau să mă refer în continuare la aspecte organizatorice a mai multor evenimente de importanță din țara noastră. În continuare voi vorbi despre adunarea Moldova Europeană, continuă pregătirile pentru această adunare. Vreau să reamintesc că astăzi premierul în ședința de guvern a invitat reprezentanții autorităților, funcționarii, să participe la această adunare. Reamintim că funcționarii au fost cei care au asigurat procesul de irreversibilitate a cursului de aderare la UE în ultimii ani, completând și furnizând instituțiilor competente europene informațiile necesare în procesul nostru de apropiere de UE. Alte anunțuri importante. Săptămâna trecută, guvernul a transmis invitații formale, oficiale, la toți primarii din țara noastră, în care a informat despre procesul de organizare a adunării Moldova Europeană și a invitat aleșii poporului, cei care sunt aleși în fiecare comunitate din toată țara, fără excepție, la această adunare în care să transmitem mesajul nostru comun și să susținem cursul de aderare la UE. În această săptămână, guvernul urmează să transmită invitații similare și autorităților centrale. Cine sunt acestea? Sunt ministerele, sunt agențiile, sunt toate structurile statului localizate în Chișinău și alte structuri care nu neapărat sunt din ramura executivă. Aceasta este o invitație la acest eveniment comun pe care îl organizăm. Tot săptămâna aceasta se va lansa pagina web oficială. Ea urmează a fi populată cu informația detailată despre program, despre detaliile evenimentului, dar și modul în care colegii din diaspora sau moldovenii din diaspora care sunt solidari cu acest eveniment, cum ar putea să participe, la fel și conaționalii care nu neapărat vor putea veni la Chișinău, dar vor dori să transmită un mesaj de susținere din localitățile din toată țara. Platforma web se va numi moldovaeuropeana.md și urmează să fie disponibilă în cel mai scurt timp. De asemenea, sunt bucuros să anunț că și o campanie de promovare Radio TV începe la fel săptămâna aceasta. Noi am remarcat că apelurile de participare la această adunare au fost transmise de către colegii din diferite domenii, oamenii de cultură, de știință, mediul academic, inclusiv și colegii jurnaliști care au făcut apel către populație de a participa la adunarea Moldova Europeană. Salutăm această decizie. Reamintim tuturor celor care ne urmăresc
doresc, că puteți vedea actualizări, inclusiv pe rețele sociale. Este pagina Facebook a evenimentului, unde sunt plasate aceste actualizări, inclusiv de către guvern. Un alt anunț la acest capitol, Ministerul Culturii, despre care am informat că este implicat în procesul de organizare la conferința de presă de săptămâna trecută, va achiziționa în cadrul acestui eveniment steagurile Republicii Moldova și a UE. Această achiziție urmează a fi desfășurată în formă de investiție și ce am în vedere în acest sens este că fiecare steag sau steagurile care vor fi achiziționate cu acest prilej vor fi oferite cu titlu gratuit ulterior fiecarei localități din țară. Este foarte important pentru că vă reamintesc că în luna august vom marca și Ziua Independenței și autoritățile își doresc prin intermediul acestui exercițiu să achiziționeze aceste steaguri și să le transmită în fiecare localitate. La fel cum la marile adunări naționale oamenii noștri se adunau sub semnul tricolorului și de această dată sub semnul tricolorului și al steagului UE vrem să transmitem un mesaj ferm din inima Chișinăului. Acestea au fost informațiile care sunt la ordinea de zi în această săptămână. Săptămâna viitoare urmează să venim și cu alte detalii despre procesul organizatoric. Colegii din presă care au întrebări punctuale, la fel le pot adresa din timp online, în scris sau venind aici la conferințele de presă ca să răspundem despre procesul de organizare a adunării Moldova Europeană. Vorbind apropo de Moldova Europeană, vreau să anunț că după evenimentul de succes de ieri din Grădina Publică Botanică, organizată cu prilejul Zilei Europei, unde au participat peste 4.000 de persoane, urmează să participăm la următorul eveniment care va sărbători valorile europene. Este vorba despre 13 mai. Guvernul și Parlamentul, împreună, într-un cort în Piața Mării Dunării Naționale, se alătură evenimentului organizat de Delegația Uniunii Europene și vor participa la orășelul european inaugurat începând cu ora 14, sâmbătă 13 mai. Orășelul european, după cum am menționat, va găzdui cortul comun al Guvernului și Parlamentului, stand-uri ale ambasadelor statelor membre ale UE, unde va fi prezentată cultura, tradițiile. Pe partea guvernului vor fi prezentate informații despre activitatea executivului, programele pe care le inițiază autoritățile și care sunt în beneficiu cetățenilor și vom fi bucuroși să discutăm cu conaționalii noștri care vor veni în piață pe 13 mai. De asemenea, să explicăm despre procesul organizatoric a adunării Moldova Europeană din 21. Tot prin contribuția guvernului la evenimentul orășelului european. În piață va fi organizat și un târg de produse autohtone, iar evenimentul va culmina cu un concert de excepție susținut de Zdob și Zdub, Satoshi și Etno Republic. Totodată, în seara zilei de 13 mai, doritorii sunt invitați să petreacă seara în Piața Marea Dunării Naționale pentru a urmări finala concursului european de cântec Eurovision Song Contest. În acest an, Republica Moldova este reprezentată la prestigiosul concurs de Pașa Parfenii cu piesa Soarele și Luna. Cu toții am fost mândri aseară atunci când toată Europa a auzit și a învățat limba română împreună cu Pașa și a fredonat melodia Soarele și Luna, ocazia cu care vrem să felicităm interpretul și delegatul țării noastre de pe platforma guvernamentală. Acestea fiind spuse, încă o dată transmitem invitația publică pentru toată lumea care nu și-a făcut planuri deocamdată pentru 13 mai pentru a participa la orășelul european. Referitor la pregătirea celui de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, continuăm comunicarea organizatorică, foarte multe subiecte în presa națională, subiectele sunt desfășurate și în presa internațională, mai multe întrebări, încercăm să le adunăm pe toate pentru a răspunde în cadrul acestor conferințe regulate. Deci, miniștrii din cabinet explică în cadrul sesiunilor de informare pe care le organizează. Există un grup pe comunicare în domeniul securității pentru a vorbi punctual despre acele restricții care pot fi aplicate în această perioadă. Toate obiectivele noastre sunt orientate în a crea cât și a oferi cât mai multă informație pentru ca oamenii să-și poată să-și planifice cât mai eficient luna mai în apropierea summitului. Deci anul acesta vom avea ocazia să celebrăm relația mai strânsă a Moldovei cu familia europeană în cadrul summitului Comunității Politice Europene. Ne pregătim să fim gazdele celui mai mare for european și atunci când moldovenii se pregătesc, asta înseamnă că trebuie să fie
totul organizat pe, după standardele noastre înalte. Țara va primi nu doar 50 de președinți, prim-ministri și oficiali UE de rang înalt, ci și sute de jurnaliști străini care vor reflecta evenimentul în mass media internațională. Vreau doar la această etapă să fac o actualizare statistică. Deci până în prezent și-au confirmat participarea 40 de invitați, lideri de nivel înalt, din 47, reamintesc celor care ne urmăresc. Printre acestea se numără Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Pedro Sanchez, Rishi Sunak, Giorgia Meloni, Mark Rutte, Karel Nehammer, Mette Frederiksen, Alexander De Croo, Kaya Kallas, Mateusz Morawiecki, Ursula von der Leyen și Roberta Metsola. Lista acestor oficiali va fi completată, vom fi bucuroși săptămâna viitoare să revenim cu o cifră actualizată. În prima săptămână de la lansarea platformei de înregistrare, peste 200 de jurnaliști deja s-au înregistrat pentru a reflecta evenimentul, deci vorbim despre un interes sporit din partea presii naționale. Un element de noutate care sunt bucuros să-l anunț astăzi este că avem reprezentanți deja din 27 de țări și platforma noastră de înregistrare continuă să recepționeze mai multe cereri. Pe parcursul lunei mai, autoritățile în domeniul securității naționale organizează exerciții de antrenament pentru consolidarea cooperării interinstituționale și a ne asigura că vom avea răspunsuri foarte prompte la cele situații, problema care pot să apară. Ieri, apropo, s-a încheiat exercițiul cu partea polonă. Cu toții am admirat elicopterul Black Hawk, care a arborat inclusiv steagul Republicii Moldova și a Uniunii Europene pe cerul senin al Chișinăului. Totodată, un alt anunț ține de spațiu aerian al țării noastre. De la miezul nopții, a datei de 1 iunie, de la ora 00 și până la ora 7 dimineața a zilei de 2 iunie, este declarată ca zonă temporar restricționată pentru zborurile aeronavilor civile și alte activități de utilizare a spațiului aerian. De asemenea, în acest timp, aeroportul internațional Chișinău nu va fi disponibil pentru parcări regulate, deci parcarea aeronavilor va fi organizată doar pentru aeronavele care sosesc cu delegațiile oficiale și care însoțesc liderii la summitul Comunității Politice Europene. Toate companiile aeriene au fost anunțate din timp printr-un NOTAM, este vorba despre un document internațional de notificare, astfel încât să asigure condiții de confort pentru cetățeni, iar cetățenii să cunoască din timp pentru a-și organiza planurile de călătorie. Venim aici și cu o soluție pentru cetățeni, pentru conaționalii noștri din țară, dezvoltăm împreună cu echipa de la Ministerul Culturii, dar și organizațiile din domeniul turismului, un program care se numește Fi turist în țara ta, un program prin care vom oferi soluții de promovare a turismului interior, de descoperire a Republicii Moldova. Iarăși, anticipând o întrebare din partea presei, vreau să remarc că nu este un program doar pentru data de 1 iunie, este un program care se va desfășura pe toată perioada estivală. Fiind gazda acestui summit de importanță globală, țara noastră va beneficia de o vizibilitate fără precedent, deoarece va apărea în cele mai importante publicații și buletine de știri europene și nu doar, și vom ajunge la o audiență de milioane de oameni care vor putea să cunoască mai bine despre Republica Moldova. Vom continua pe această platformă să explicăm cetățenilor despre condițiile de organizare și să oferim suportul necesar. Totodată am primit și întrebări legate de cheltuielile acestui summit. Vreau și pe această platformă să reiterez că imediat după ce se va încheia procesul organizatoric, autoritățile vor oferi detailate informații despre cheltuielile aferente. Toate cheltuielile care sunt organizate deja după procedurile curente sunt anunțate în spațiu public. Am vorbit despre acele investiții în infrastructură, despre acele investiții pe alte dimensiuni. În spiritul transparenței, aceste date vor fi făcute publice. Doamnelor, domnilor, astea sunt actualizările pe summitul Comunității Politice Europene. Vreau pe scurt să mă refer la agenda publică a membrilor guvernului. Vă reamintim că facem asta de fiecare dată ca cetățeanul și colegii din media națională, dar și regională, să cunoască despre activitățile Cabinetului de Ministri. Deci, Ministrul Dezvoltării Economice și a Digitalizării, Dumitru Olaiba, împreună cu Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, în perioada 10-14 mai, participă la
Chicago la cea de-a noua ediție a Convenției Moldo-Americane. Dacă aveți rude și apropiați în Statele Unite care vor participa la această convenție, vă invităm să se înscrie neapărat la ateliere și să aibă posibilitatea să se adreseze întrebări oficialilor. Neapărat, după realizarea acestei vizite, miniștrii vor oferi informații desfășurate despre cele discutate cu diaspora din SUA. Ministrul Nicu Popescu, pe data de 10 mai, astăzi susține un discurs online în cadrul Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor. Reamintesc că țara noastră recent s-a alăturat acestui Consiliu, o organizație internațională care promovează valorile democrației. Tot astăzi sunt organizate mai multe întâlniri și discuții pe linia agriculturii, deci ministrul Vladimir Bolea se va întâlni cu reprezentanții fermierilor în mai multe ședințe, iar mâine ministrul Bolea va ține o lecție publică la Universitatea Tehnică din Moldova. Pe 13 mai oficialul va efectua o vizită de lucru în raionul Căușeni, invităm presa regională să participe. Ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Lilia Dabija va avea o lecție publică de dimineață la Ulim, după masă va avea o ședință cu instituțiile subordonate MIDER, iar spre seară se va întâlni cu ambasadorul Kazahstanului pe 11 mai. Ministra Finanțelor pe 11 mai va avea o întrevedere cu delegația Marii Britanii, în care va discuta despre finanțarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Reamintesc, prin acest fond au fost acoperite costurile la factură în perioada rece anului pentru peste jumătate de milion din populația, din populația țării. Ministra Mediului, în perioada 10-12 mai, va avea o deplasare la Istanbul, unde va participa la reuniunea grupului de acțiune verde. Țara noastră va prezenta reușitele sale în acest domeniu și va prelua experiența internațională tot acolo. Ministerul Justiției organizează astăzi consultările publice pe proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Este un efort constant pe agenda colegilor de la Justiției. Ministrul Energiei organizează consultări pe legea privind energie din resurse regenerabile. Mâine va participa la Moldova Electronic Forum, iar pe 12 va avea o ședință cu reprezentanții Convenției Primarilor pentru Climă și Energie. Ministrul Apărării Anatolii Nosatei va avea pe 13 un eveniment organizat cu prilejul aniversării a 24-a de la crearea Batalionului 22 de menținerea a păcii. Ministra Ala Nemerenko, în perioada 10-12 mai, va avea o deplasare la Luxemburg, unde va participa la cea de-a noua reuniune la nivel înalt a inițiativii pentru țările mici, promovarea sănătății și a bunăstării. Foarte pe scurt, participări la emisiuni televizate și radio. Pe 10 mai, astăzi, vicepremierul Bolea va participa la emisiunea Punctul pe azi. Ministra Dabija va acorda un interviu la Radio Chișinău. Mâine, vicepremierul Bolea va participa la Cutia Neagră, la fel ca și ministrul Popescu de la Externe. Pe linia de dezinformare, imun la dezinformare, împreună combatem falsurile și sporim reziliența. Facem un apel încă o dată să urmăriți canalele oficiale ale autorităților și să verificați sursele din care vă documentați. Dacă vedeți o știre falsă pe rețele sociale, raportați-o la respectiva rețea. Dacă vedeți o știre falsă sau auziți la radio sau TV, neapărat să sesizați Consiliul Audiovizualului. Deci, mulțumesc încă o dată comunicatorilor guvernamentali care au contribuit la realizarea acestui briefing de presă. Dacă colegii din presa națională care sunt aici prezenți au întrebări, voi fi bucuros să le răspund. Mulțumim foarte mult pentru această întrebare. Este foarte clar că legea este egală pentru toți, indiferent de spre cine vorbim, fie că sunt oameni cu funcții publice sau cetățeni. Ieri autoritățile au aplicat legea. Au fost o actualizare de dimineață din partea colegilor din poliție referitor la procesele verbale aplicate, dar mesajul foarte clar și tranșant este că legea este egală pentru toți și va fi aplicată de către oamenii legii. Pentru că asta înseamnă o democrație corectă. Ieri au fost semnate mai multe acorduri prin construcția podurilor. La ce etapă se află podul Iova Bogata, dacă puteți să-mi dați detalii?
Pe podul Leova-Bumbăta de Pontoane sunt actualizări, ieri echipele tehnice au continuat lucrările, chiar dacă era 9 mai și era zi liberă. Ne dorim foarte mult ca aceste proiecte de infrastructură să se dezvolte cât mai prompt pentru a fi în beneficiul cetățenilor. Procesul de construcție la această etapă, conform informații de la responsabilii din ministerie, a ajuns la 80%, deci foarte curând lucrările vor fi încheiate și vom putea să facem uz de respectivul proiect de infrastructură. Astăzi, guvern, la final, s-a aprobat un proiect privind acordarea unei asistențe Ucrainei, dacă puteți să-mi dați detalii. Deci, în continuare, Republica Moldova sprijină Ucraina. Nu este vorba despre o primă asistență care a fost oferită, este un lot de asistență continuă care este oferit părții ucrainene. Autoritățile au un singur obiectiv, de a transmite în scop de solidaritate cu oamenii afectați din Ucraina acel sprijin și suport care poate fi utilizat de către cetățeni. Vorbim de regulă despre echipamente, plapume și tot felul de produse care sunt utilizate pentru cetățenii de rând afectați de războiul teribil al Federației Ruse împotriva țării vecine. În contextul exportului și importului de cereale, ce acțiuni urmează să întreprindă Ministerul de Resort pentru a proteja producătorul autohton? În spațiu public au fost mai multe informații legate de subiectul cerealelor. La etapa actuală sunt continuate discuții pe platforma autorităților, Ministerul de Resort, Ministerul Agriculturii, Guvernul, fermierii sunt în comunicare activă. Cu siguranță vor fi identificate soluții care să fie în beneficiul tuturor părților implicate și ați urmărit și evoluțiile care au fost în plan regional la acest subiect. Autoritățile la un singur mesaj, deciziile pe care le ia executivul reies din interesul țării noastre și din interesul fermierilor pe care îi reprezentăm. Orice decizie luată va fi explicată la modul cât mai clar de către Ministerul Agriculturii pentru a fi adus la cunoștința publicului. Mulțumim pentru întrebările adresate. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost conferința de presă astăzi, 10 mai, la încheierea ședinței de guvern. Vă mulțumim pentru că ați urmărit, că ne-ați urmărit online și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Mulțumim!